Bună! La data de 4 martie anul 1882 se năștea Nicolae Titulescu, om politic și diplomat de prestigiu, fost ministru de externe al României și membru al Academiei Române a văzut lumina zilei la Craiova, iar copilăria și-a petrecut o în comuna Titulești, unde familia sa își avea moșia. Cursurile le-a urmat la Craiova, fiind un elev eminent al liceului Nicolae Bălcescu, după care a plecat în Franța pentru a studia științele juridice. În anul 1905 a fost numit profesor de drept civil la Universitatea din Iași, iar patru ani mai târziu a ocupat un post similar la Catedra Universității din București. A intrat în politică, iar în anul 1912 a ajuns deputat pe listele Partidului Conservator Democrat, condus de Tache Ionescu. Erudit de seamă și strălucitor orator, Nicolae Titulescu s-a impus rapid, astfel că, în următorii ani, a fost în mai multe rânduri membru al guvernului: ministru de finanțe, dar și ministru de externe. În cariera diplomatică a debutat în 1920, când a participat ca delegat la conferința de pace de la Paris, mediind părțile beligerante în primul război mondial. Un an mai târziu, a fost numit trimis extraordinar și plenipotențiar al României la Londra post pe care l-a ocupat cu o mică întrerupere până în anul 1932. A fost ales de două ori consecutiv în 1930 și în 1931 președinte al Ligii Națiunilor, fapt nemai întâlnit până atunci. După ce în 1936 a fost demis din guvern de regele Carol al II-lea, diplomatul a emigrat în Franța, de unde a continuat să denunțe fascismul. În data de 17 martie 1941, a încetat din viață Lacan, în testament cerând să fie înmormântat în România. Abia pe 19 martie 1992, dorința i-a fost îndeplinită, sicriul său fiind adus în țară și îngropat în cimitirul Sfânta Ecaterina din șchei Brașovului. Atât doresc să mai amintesc Nicolae Titulescu se numără printre cei mai mari oratori ai lumii, fiind supranumit de presa vremii și pe bună dreptate ministrul Europei.